Da, m-a luat și pe mine, Paul, mi-a făcut puțin la spate, ci că am tensiuni, efectiv, de la muncă, dar asta este foarte bine, a fost foarte bine. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, fără tensiuni, fără stres, mergem fix către Canada, unde se află maestru Leonardo Loftei, pe care îl iubim foarte mult și care acum vă prezintă cronica sărbătorilor și a activităților lui, pentru că l-am văzut. Băi, dacă în România n-ați văzut zăpadă, acum trebuie să vedeți ce s-a întâmplat în America, dar ați văzut și celebrul actor de la Hollywood, l-a luat o mașină de aia de curățat zăpadă și l-a băgat în spital. Pe moșul Doroftei nu-l doboară nimeni, că el este campion adevărat, nu-i de asta făcut la Hollywood cu cascadori. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, Leonard Doroftei! La mulți ani, moșule! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, dar la mulți ani, România, să fii sănătoși! Ce faci, moșule, la tine iarnă, să știi, la noi n-a picat niciun fulg de zăpadă, asta este o panoramă de iarnă, mă scuzați ce se întâmplă în România. La noi, uite, abia s-a curățat, acum a venit alta. A venit alta. Foarte frumos. N-are nicio treabă cu noi. N-are nicio treabă. Cum ești? Cum ai fost de sărbători? Am petrecut alături de familie acasă, frumos, ne-am strâns din nou toată familia după ani de zile și asta ne-a bucurat foarte mult. Mai, moșule, mă uit acum la niște fotografii cu fata ta. Doamne, ce a crescut, măi, moșule, că aveam un studio când era o copiliță și acum ți-ai luat pușcă mare că ești tată de fată. Păi dacă vă întrebați de ce mă antrenez în fiecare zi, aie! Acum veți înțelege de ce. Da, da, avem o fotografie de mult când era micuță și acum o vedem, o domnișoară în toată puterea cuvântului. A venit cu vreun prieten acasă, la e bine? Nu, încă nu. Încă nu. Aia-i treaba, că nu e ușor. Vreau să te întreb, apropo de ea, cine-i mai, Monica sau tu sunteți mai atenți, mai exigenți? Eu sunt tatăl tot timpul în spate, dar soția se ocupă, ei sunt cei mai, sunt aproape. Sunt ca două prieteni, dacă poți să înțelegi. Nu e mamă și pică, sunt două prietene. Acum, dacă mă întreb, că așa cum este tânără soția ta, zici că-s două surori, dacă mă întreb. Nu e mare. Ceva de genul, da, sunt ca două surori. Pleacă la magazinaj, pleacă la o cafea, tot timpul la cumpărături. Câți ani are? Sunt două prietene care câți ani are? Se înțeleg foarte bine. Cât are fata? Și asta le doresc tuturor mamelor, să se înțeleagă cu fetelor așa cum se înțelege soția mea cu fiica ei. Câți ani are, cea mică? 19 ani. Hey! Pe limba canadiană mai are 2 ani până la majorată, în România e deja majoră. Da. Foarte aici mai are timp să crească. Ea ce face? Ce are de gând să facă cu viitorul? Studiază, se gândește spre medicină. Acum rămâne de văzut, nu e chiar așa de ușor. Sunt ani de studiu, ani de muncă, mai are timp să iau o decizie. Băieții tăi ce fac? Știu că și ei au făcut multe. Băieții mei alergă, muncesc, își fac bani, își fac un viitor, își fac viață, se bucură de viață, se plimbă. New York, Los Angeles, au luat toată America la rând, vor să cunoască, să vadă, să știe. Chiar așa, uite, pe băiatul tău cel mare, știu că el intrase cumva pe niște trasee, adică deja își făcuse un drum. Ce face el? Mai face un drum. Merge în continuare. Nu că presa din România îl dă milionar, măcar să știi și noi cum a făcut primul milion, cum se zice. Dragii mei, nu umblă cu inii cu răvizi în coadă nicăieri. Chiar dacă ești în Canada sau America, milionari sunt cei care muncesc ani de zile, care știu să-și facă treaba. Pentru că legile sunt așa cum sunt. Trebuie respectate dacă vrei să treci într-o societate. Milionar? În lei, poate. Da, am văzut niște imagini cu tine și una dintre ele a apărut și acum pe ecran, în care erai cu un băiat în zăpadă, la antrenai. Care-i treaba? Bineînțeles, ne călim. Bine, nu el, eu mă călesc, că el e călit, e crescut aici, e născut aici. Da, antrenezi, ești la o sală, ce faci, cum ești?
antrenez privat. Încă nu m-am afiliat ca antrenor, nu sunt un antrenor oficial, pentru că am stat cu gândul că mă voi întoarce acasă. Dar văd că boxul românesc n-are nevoie de mine și așa că trebuie să-mi fac și eu un viitor în viață. Moșule, nu? Stai acolo liniștit, tată. Simte-te bine cu familia ta și construiți acolo, că, că se pare că acolo tot e mai liniște. Există un off, tot timpul există un off, dar asta e, trece, merge mai departe. Bun, am înțeles, de revelion, petreceri, șprițuri, prieteni, toate cele bune. În ultima vreme s-a mai întâmplat ceva de povestit pentru cei din jur? Pentru cei din jur, doar că... Mulțumesc bunul Dumnezeu că am luat, copiii au luat decizia asta să plecăm, pentru că m-am regăsit din nou într-o familie, și asta m-a ajutat foarte mult să privesc mai departe, să-mi dea putere să muncesc și să iau de la capăt. Deci, practic... Asta e tot timpul, să ne bazăm pe familie. Familia e cea mai aproape de tine. Practic, ce spui tu și e foarte important este că tu, agitându-te cu toate lucrurile de aici, nu mai aveai timp pentru familie și acum lucrurile sunt mult mai armonioase și împreună cu familia creșteți. Să știi că ăsta e adevărul și pe toate am spus și lucrul ăsta. Familia mi-a dat din nou puterea să merg mai departe. Foarte bun. Ce ai de gând să faci în 2023, moșule? Nu știu, să scot cât mai mulți sportivi, să mai slăbesc câteva kilograme. Lasă-mă că ai mai slăbit, că la un moment dat erai mai crescuse și în categorie. Acum am mai pus câteva kilograme, pentru că n-am folosit niciodată stimulente pentru efortul fizic. Stimulent a fost mâncarea. Aia e treaba. Mi-a plăcut să mănânc, să am forță, să fiu... Da. Și îmi place în continuare, recunosc. Mâncarea. Da. Dar mai puțin așa. Da. Cui nu-i place mâncarea, să ridice mâna, nu ridică nimeni, mă gândeam. Sunteți foarte frumoși. Pentru mine surpriza este fata ta care a crescut, Vanessa, care este absolut superbă. Să fiți sănătoși, să vă bucurați unii de ceilalți și să aveți un an bun. Mă bucur că ne-am văzut și îți promit că ne mai vedem. Să se mai dea zăpada aia de acolo, că nu vedem printre fulgi ăștia. Mai mult s-a întrerupt printre fulgi. Și mai aștept poze de la tine, te-am văzut, te plimb prin toată lumea. Felicitări. Sărut mâna. Fiți frumoși, sunteți o familie frumoasă și așa cum vă cunoaștem, vă iubim cu drag, știți lucrul ăsta. Știi foarte bine, data viitoare vă aduc o fotografie cu Tudor care făcea antrenamente când avea 3 ani de zile în restaurantul moșului Doroftei. Mulțumim foarte mult, moșul Leonard Doroftei, alături de dumneavoastră. România, la mulți ani, sănătate. La mulți ani, România, de la o legendă a României. Toate cele bune, ne vedem mâine, ediție specială.